Percheziții la un reputat clan mafiot din capitală. Un individ a fost dus la secție de mascați pentru a fi audiat. Acesta este acuzat de pornografie infantilă, agresiune sexuală și corupere sexuală a minorilor. Suspectul spune că este nevinovat și că soția a fost cea care s-a răzbunat pe el. Procurorii DIICOT și polițiștii din cadrul serviciului Grupuri Infracționale Violente au descins la casa unui clan mafiot din municipiul București. Individul pe care îl vizează perchezițiile ar fi Ciprian Pian, care este membru al clanului Duduianu. Acesta a fost condus de către mascați la sediul central al DIICOT pentru a da explicații. Din primele informații, acesta nu-și recunoaște fapta, considerând că este nevinovat și dă vina pe soția sa, despre care spune că s-ar răzbuna pe el. Faptele de care este acuzat sunt săvârșite infracțiunilor de pornografie infantilă, agresiune sexuală și corupere sexuală a minorilor, iar dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă să stea ani grei după gratii.